Miercuri, în foierul Casei de Cultura Tineretului George Enescu, pereții încăperii au fost presărați cu icoane. Și nu orice fel de icoane, ci pe sticlă. Se putea observa cu ochiul liber atenția pentru detaliu, tristețea din ochii Maicii Domnului și sacrificiul pentru umanitatea lui Isus. Martorii la lucrările expuse de Neacșu au fost oameni de cultură din Târgu Mureș, dar majoritari au fost reghinenii. Au luat pe rând cuvântul toți invitații speciali, după care cei prezenți au putut să observe mai îndeaproape fiecare lucrare în parte. Icoana este fereastră deschisă spre cer, prin care privim spre Dumnezeu, dar și fereastră prin care Dumnezeu ne privește. Privind și noi aceste icoane, firește că se adună în noi admirație înainte de toate pentru truda iconarului și apoi nu putem să ne refuzăm clipa de întâlnire religioasă cu o icoană. Cea care a fost în atenția tuturor a găsit-o un pic timidă, dar mândră de realizările sale, care a oferit tuturor câteva lucrări care fac parte din viața ei. Pentru mine reprezintă totul. De ce? Pentru că am rămas singură, cu doi copii, străină, și încerc prin icoană să-mi exprim atât durerea. Au fost lucrări în care s-au pus amprenta suferinței mele prin care am trecut. Încerc să-mi revin și sper să placă publicului ceea ce am expus astăzi. Asta este a treia expoziție a mea. Lucrările ne-au lăsat la sfârșit încărcați cu energie divină, dar ne-au transmis și o parte din trăirile autoare, a sentimentelor și a dăruirii cu care s-a implicat în crearea acestor obiecte de cult. Repet.